Eu mă numesc Vlad. Și eu sunt Delia și astăzi de Paște ne-am gândit să facem un episod ceva mai special și anume desene animate versus realitatea. Deci să începem. Hai să începem. Foarte simpatică ți-l fac cadou, el pe fereastră. Dar sincer, nu aș putea accepta nimic de la nimeni. Ești atât de suspicioasă, așa că nu meriți darul meu. Acum plec și nu voi mai reveni niciodată prin părțile astea. Adio! Nu, scuză-mă! Așteaptă! Fata mea, vrei să-mi explici ce anume te preocupă? Probabil te tem că mărul ăsta este otrăvit. Este cu adevărat delicios. Este cel mai bun măr pe care l-am mâncat vreodată. Ai văzut? Am luat-o cu răstravă mea și nu am pățit nimic. Acum poți mânca și tu. Haide, fetiță, ea nu te teme. O gură nu-mi va face nimic. Asta e roșie, luați-vă roșia! Căsuța aceea e făcută toată din dulciuri. Ai dreptate, e minunată. Și ce bună e? Serios? Hai, Gretel, gustă și tu. Ai dreptate, ce bunătate. Am să o mănânc pe toată. Ei, mai lasă-mi și mie.